Bună, dragile mele, și bine v-am găsit, Ioana Simina sunt și astăzi vreau să continuăm împreună proiectul cănilor decorative. Și cum cred că bine v-ați dat seama, după firele pe care le avem aici expuse, astăzi vom continua proiectul cu cana Moș Crăciun. Pentru aceasta avem nevoie de fire roșii. Eu toate aceste căni decorative, tot acest proiect îl voi realiza cu fire iarna Christmas. Avem nevoie de fir roșu, mai închis, mai deschis, ce nuanță vreți dumneavoastră. Eu am un iarna Christmas, codul culorii fiind 11. De negru, la acesta nu mai am eticheta, avem nevoie de puțin negru. Alb, unde codul culorii este 02. Și vom avea nevoie și de puțin galben și la galben eu am tot iarna Christmas, codul culorii fiind 32. Culoarea galbenă avem nevoie pentru cataramă. Puteți să folosiți, dacă nu aveți galben, puteți să folosiți auriu, argintiu sau orice altă culoare vă doriți dumneavoastră. Toate aceste bobine sunt bobine de 50 de grame, având 142 de metri și sunt 100% poliamidă. Este un fir, doamnele care au mai lucrat, probabil că știu, este un fir puțin elastic, este un fir cu sclipici. Și la proiectele de Crăciun, la decorațiuni și la proiecte de genul acesta arată foarte bine. Bineînțeles, tot proiectul eu îl voi realiza cu o croșetă de 2,5 mm. Este croșetă cu mâner de bambus. Croșeta mea a avut un mic accident. Vom avea nevoie de un marcator, o farfecă și un ac de cusut pentru a putea coase capetele firelor, pentru a putea securiza capetele firelor. Vom trece la lucru, vom lua firul de culoare roșie, dacă nu aveți fire de acesta Christmas cristal, puteți să lucrați cu orice fir doriți dumneavoastră. Nu recomand firele acrilice pentru că acelea adună foarte mult praf, se murdăresc și se scămoșează foarte repede. Pentru început vom realiza un cerc magic, dăm fir după deget, realizăm cerc magic, în interiorul căruia efectuăm 5 piciorușe scurte. Piciorușe scurte, strângem cercul magic, la rândul 2 vom înmulți, vom realiza câte 2 piciorușe scurte în fiecare ochi de la rândul anterior, la finalul rândului 2, având 10 piciorușe scurte. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 și ultima serie de scăderi, 9 și cel de-al 10-lea picioruș scurt. Vom pune marcatorul în ultimul picioruș scurt. La rândul 3 vom avea 5 secvențe a câte un picioruș simplu, o înmulțire. Picioruș simplu, în următorul înmulțim. Piciorul simplu, în următorul înmulțim și așa vom lucra tot acest rând și vom crește rând după rând, vom crește consecutiv până vom ajunge la secvențe a câte 8 piciorușe simple o înmulțire. Și ultima înmulțire, la finalul rândului 3 vom avea 15 piciorușe scurte. La rândul 4 vom avea grupe a câte 2 piciorușe simple, o înmulțire. La rândul 5 grupe a câte 3 piciorușe simple, o înmulțire. Și cum vă spuneam, vom crește rând după rând până ajungem la 8 piciorușe simple, o înmulțire. Am finalizat rândul 4, la rândul 5 vom avea 5 secvențe a câte 3 piciorușe simple o înmulțire și lucrăm așa până ajungem la rândul 10 unde vom avea
5 secvențe sau 5 grupe a câte 8 piciorușe simple o înmulțire. La finalul rândului 10 vom avea 50 de piciorușe scurte. După care vom realiza și rândul 11, care va fi un rând simplu, rând unde vom face câte un picioruș scurt în fiecare picioruș de la rândul anterior. Voi realiza și eu toate aceste rânduri, inclusiv rândul 11, după care revin cu continuarea. Mult spor! După ce am finalizat și rândul 11, la rândul 12 vom avea un rând simplu, doar că lucrat în back loop. Lucrăm doar pe bucla din spate și începând cu rândul 12 vom ridica partea de sus a cănii noastre. Dacă vi se pare că este prea mică la fund, puteți să faceți mai multe rânduri. Sau puteți să începeți pe 6, pe 7, pe 8, pe 10 ochiuri, pe 10 piciorușe scurte. Eu am vrut cănița aceasta Moș Crăciun, am vrut să o fac puțin mai mică. Fiecare căniță o să o fac pe un număr diferit de ochiuri, o să aibă, nu o să fie toate pe același număr de ochiuri, pentru a vă da seama fiecare cum arată și să știți dacă vă place să fie mai mare sau mai mică. Și așa cum vă spuneam, la rândul 12 facem un rând în back loop, lucrăm pe bucla din spate, după care de la rândul 13 până la rândul 19 realizăm rânduri simple cu culoarea roșie. Realizăm rânduri a câte 50 de piciorușe scurte pe fiecare rând. Aceste cănițe decorative nu este un model greu, este un model simplu, dar totuși de efect. Este un altceva pentru, acum vin sărbătorile, se apropie cu pași chiar foarte repezi. În noaptea asta, cine a fost cu minte, Moș Nicolae îi va aduce cadouri în ghetuțe. Eu vă doresc, mai ales ca Moș Nicolae să vă aducă multă sănătate, multă liniște sufletească. Sunt, din punctul meu de vedere, sunt cele mai frumoase cadouri pe care le putem primi noi adulții. Dacă noi avem sănătate și liniște sufletească, noi adulții, atunci putem oferi cadouri frumoase celor mici. Și realizăm, scoatem doar puțin marcatorul, facem și ultimul picioruș scurt, picioruș în back loop la rândul 12, după care punem marcatorul și, așa cum vă spuneam, de la rândul 13 la rândul 19 realizăm rânduri simple, rânduri a câte 50 de piciorușe scurte pe fiecare rând. Facem acest rând în back loop pentru a se așeza mai frumos fundul cănii noastre. Mie mi se pare că se așează mult mai frumos dacă avem realizat rândul în back loop. După ce vom ridica rândurile, acum momentan nu se așează foarte bine, dar după ce vom mai lucra câteva rânduri, veți observa că se va așeza mult mai frumos modelul nostru, cănița noastră. Vă las să realizați aceste rânduri, le voi realiza și eu și revin după ce fac inclusiv rândul 19. Mult spor! După ce am finalizat inclusiv rândul 19, lăsăm firul roșu deoparte și următoarele 3 rânduri le vom realiza cu fir de culoare neagră. Vom realiza partea de curea, partea de centură de la haina lui Moș Crăciun. Eu, așa cum vă spuneam la începutul tutorialului, voi lucra cu fir Christmas, fir de culoare neagră. Dumneavoastră, dacă nu aveți acest fir, puteți să lucrați cu un fir simplu de culoare neagră. Deci rândurile 20, 21 și inclusiv rândul 22 vor fi rânduri lucrate cu culoarea neagră,
așa cum vă spuneam, rânduri simple, rânduri a câte 50 de piciorușe scurte pe fiecare rând. După ce finalizăm și rândul 22, tăiem firul de culoare neagră și lucrăm împreună, lucrăm în continuare încă 10 rânduri cu culoarea roșie. Voi realiza și eu toate aceste rânduri, cele 3 rânduri cu culoarea neagră, după care încă 10 rânduri cu culoarea roșie și mai apoi revin cu partea de sus a hăinuței noastre, parte pe care o vom realiza cu culoarea albă. Vă las să lucrați și dumneavoastră liniștite și voi reveni. Mult spor! După ce am finalizat cele 10 rânduri cu roșu, partea de sus, luăm firul de culoare albă și vom mai realiza încă 2 rânduri simple în back loop. Deci 2 rânduri cu piciorușe scurte, câte un picioruș scurt în fiecare ochi, prindem și firul roșu pe care l-am dat, prindem și firul alb, dar cum vă spuneam, pe bucla din față. Câte un picioruș scurt deasupra fiecărui picioruș de la rândul anterior și așa vom lucra 2 rânduri, amândouă în back loop. Luăm doar pe bucla din spate, bucla din față va rămâne și vom realiza un model de volănaș pe ele. Lucra 2 rânduri. Primul rând pe care l-am început acum, după care nu uităm și al doilea rând îl vom lucra tot în back loop. După ce am realizat cele 2 rânduri cu culoare albă în back loop, vom trece la cel de-al doilea rând, ca să zic așa, introducem croșeta, facem un ochi alunecat, ridicăm 2 ochiuri de lanț, dăm fir după croșetă și realizăm încă un picioruș dublu. Și vom lucra în ochiurile de la front loop, de la ultimul rând, vom realiza câte 2 piciorușe duble în fiecare ochi. Câte 2 piciorușe duble în fiecare ochi. Și așa vom lucra de jur împrejur, realizând piciorușele duble aici ar veni gulerul de la haina lui Moș Crăciun. Voi realiza acest rând. Vă las să-l faceți și dumneavoastră în liniște, pentru că consider că nu are rost să lucrez tot acest rând de față cu dumneavoastră în tutorial. Consider că nu are rost să lungesc foarte tare tutorialul doar cu acest lucru, pentru că ați înțeles și știți cum se realizează piciorușele duble și facem câte 2 piciorușe duble în fiecare buclă care ne-a rămas de la front loop, că noi am lucrat rândul cu piciorușe scurte în front loop. Am finalizat gulerașul, cum vă spuneam. Ne prindem cu ochi alunecat în cel de-al doilea ochi de lanț de unde am început. Am făcut 22 de ochiuri de lanț
cu culoarea galbenă pentru a forma catarama. Am lăsat fir și am cusut-o, efectiv am dat formă unei catarame. I-am făcut și picioarele ceșcuței noastre, picioarele la fel cum le-am făcut și la celelalte două căni. Aici am pornit pe 5 ochiuri de lanț, la primul rând pe cerc magic, 5 ochiuri de lanț, 5 piciorușe scurte, mă iertați, nu 5 ochiuri de lanț, 5 piciorușe scurte, la rândul al doilea am înmulțit și am avut 10 piciorușe scurte, la rândul al treilea am făcut 5 secvențe sau 5 grupe, cum vreți să le numiți, câte un piciorul simplu, o înmulțire, la finalul rândului 3 având 15 piciorușe scurte. Și de la rândul 3 la rândul 18 am făcut rânduri simple, rânduri cu câte 15 piciorușe scurte. Am făcut două astfel de piciorușe, deci acestea sunt piciorușele. La tarta de la cană, la fel, am pornit pe 5 ochiuri de lanț, la rândul 2 am înmulțit și avem, am pornit pe 5 piciorușe scurte pe cerc magic, la rândul 2 avem 10 piciorușe scurte și de la rândul 3 la rândul 25 am făcut eu rânduri simple, rânduri a câte 10 piciorușe scurte și la fel, am cusut tarta unde mi s-a părut mie convenabil. Partea de jos am cusut-o undeva la rândul 12, pe partea de front loop, în ochiurile din exterior. Știți că la rândul 12 am făcut un rând în back loop și astfel cănița noastră, cănița Moș Crăciun, este gata. Nu v-am mai explicat separat cum fac ochiurile de lanț pentru cataramă, cum fac picioarele, cum fac toarta. Am explicat la primele două căni, la cana decorativă brad de Crăciun și la cana decorativă fulg de nea. Aici am zis că nu mai lungesc tutorialul pentru că se realizează la fel. Sau fiecare poate să realizeze toarta și picioarele cum dorește, cum îi place și le faceți cât vreți de lungi. Dacă sunteți pentru prima dată pe canalul meu de YouTube, dați click pe abonează-te, dați click pe clopoțel și veți fi notificate de fiecare dată când voi reveni cu o nouă idee, cu un nou model. Această căniță a ieșit puțin mai înaltă, aceasta așa am vrut să o fac, puțin mai înaltă. Vă mulțumesc frumos pentru că mă urmăriți. Dacă v-a plăcut tutorialul meu, aștept să dați un like, să lăsați un comentariu, să-mi spuneți chiar dacă nu v-a plăcut, să-mi spuneți ce nu vă place la tutorialele mele pentru a ști să îndrept, pentru a ști să remediez problemele care nu vă plac în tutorialele mele.